Aici avem un meniu, un prânz tipic, este un prânz real cu cantități reale de produse. Deci avem 50 de grame de salată de crudități, avem în jur de 40 de grame de pâine și integrală și albă, avem 150 de ml de suc, avem 200 de grame de sos de cartofi, deci unii între cartofi și morcov, și avem 200 de ml de supă, gazodat borș roșu. Deci, în total, această cantitate creează undeva 650 de grame de mâncare, care trebuie să încapă în stomacul unui copil. Din start, această cantitate este exagerată. Eu m-aș mira să văd un copil care poate înghiți atâta greutate de mâncare. Din punct de vedere a nutriției, deci o masă trebuie să ofere copilului, în primul rând, proteine. Deci proteinele în acest meniu eu le găsesc practic doar poate în această felie de pâine și tot la nivel de 7-8%. Din păcate, altă sursă de proteină la meniul dat nu vedem. De asemenea, avem nevoie de grăsimi. Eu văd grăsimi în supă, deci s-a folosit ulei, ceea ce este o sursă mai sănătoasă de grăsimi decât grăsimile de origine animală. Avem nevoie de carbohidrați, dar să fim atenți pentru că carbohidrații trebuie să fie cu un indice glicemic scăzut, adică să digereze lent ca copilul să se simte sațios mai mult timp. Deci dacă ar fi să consume doar pâine albă, carbohidrații devin zahăr foarte rapid și el se simte flămând. Din varză, din contra, carbohidrații din legumele crude se vor digera mai lent, dar din păcate ei nu conțin nici proteine, nici grăsimi, posibil un pic de ulei. Și, din păcate, avem surse de zahăr direct. Avem zahăr direct din suc, care este foarte dulce, și avem zahăr ascuns în pâine, mai ales în pâine albă. Acești factori vor face ca copilul să se simte hiperactiv o perioadă scurtă, după care se va simți flămând. Cartoful la fel are un indice glicemic înalt, deci prezintă doar o sursă de amidon, să zic așa, mai mult nimic. În rest, avem vitamine în salata de crudități, avem vitamina A, sper eu, în morcov, dar morcovul ofert pierde foarte multă vitamină și cam astea. Deci dacă aș modifica eu acest meniu, în loc de suc aș pune apă, pâinea albă aș elimina-o complet, aș oferi doar pâine integrală și aș oferi o sursă de proteină în loc de acești cartofi cu morcov, deci aș oferi proteină fie din ouă, fie din carne, fie din lactate. Asta ar fi recomandarea mea pentru un meniu la grădiniță.